Nefericita întâmplare a avut loc în seara zilei de vineri 10 iulie în jurul orei 21:50, când femeia care era asistentă la secția de oncologie a Spitalului Județean Vâlcea din Râmnicu Vâlcea a lăsat două bilete de adio pentru soțul ei, iar mai apoi s-a aruncat în fața trenului, care în acel moment trecea prin halta din Ostroveni. La fața locului au ajuns imediat echipajele de poliție, dar și cadrele medicale de la ambulanță, care au constatat doar moartea tinerei de 34 de ani, ea având leziuni incompatibile cu viața. Din ultimele informații obținute de jurnaliștii de la publicația Vocea Vâlciui, se pare că femeia avea probleme în familie. Biletul său de adio începând cu următoarele cuvinte: nu a mai putut suporta. Asistenta și soțul ei au împreună un copil care acum a rămas orfan de mamă.